Polițiștii mehedințeni sunt acum dotați cu 102 camere portabile. Aceste dispozitive sunt benefice atât pentru cetățeni, având în vedere că sunt situații când sunt reclamate abuzuri din partea autorităților, dar sunt utile și pentru polițiști, pentru eventualele comportamente violente din partea persoanelor care interacționează cu forțele de ordine, ținând cont că agresiunile asupra polițiștilor a crescut cu peste 50% în perioada stării de urgență. La cunoștință că în cazul de respectare a dispozițiilor legale puteți fi înregistrat video sau audio camerele din dotare. Da? Așa că vă rog ca pe viitor să respectați legislația rutieră și normele de conviețuire socială, da? Ok, am înțeles. Vă dorim o zi plăcută și dumneavoastră. Numai bine! Polițiștii mehedințeni au primit 102 camere portabile cu scopul de a crește calitatea serviciului. Având în vedere faptul că în perioada stării de urgență agresiunile asupra polițiștilor la nivelul poliției române a crescut cu peste 50%. Polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Mehedinți au fost dotați cu sisteme de înregistrare audio-video portabile bodycam. Dispozitivele se ridică de către polițiștii în momentul intrării în schimb, respectiv se predau de către aceștia în momentul ieșirii din schimb. În momentul predării, dispozitivul se plasează într-un suport. Suportul are rolul atât de încărcarea dispozitivului, cât și de a descărcării filmărilor din ziua respectivă. Filmările descărcate se păstrează pe o perioadă de 6 luni, după care se distrug printr-un procedeu irreversibil. După cum vedem, acesta este dispozitivul. Aici avem camera de filmare. În partea de sus avem un LED care indică dacă camera este în poziție standby, respectiv oprit. În momentul în care LED-ul de sus funcționează cu intermitențe, camera este în standby. Când este oprit, la fel este și camera. În momentul înregistrării, care se acționează prin acest buton, LED-ul de mai de jos se aprinde cu o culoare roșie. Pe toată perioada cât LED-ul este în funcțiune, filmarea se înregistrează. În momentul opririi, care se realizează prin același buton prin care se realizează și pornirea, filmarea rămâne salvată. Conducătorului auto, care este înregistrat, îi se aduce la cunoștință de către polițistul rutier care efectuează verificarea, faptul că este înregistrat audio-video. Acest mesaj se regăsește de asemenea și pe butonul de pornire, după cum se vede. Achiziționarea camerelor bodycam sunt în beneficiu atât al polițistului, cât și al cetățeanului. Ele au rolul de a proteja, în primul rând, cetățeanul de eventualele abuzuri ale poliției, respectiv de a opri cetățeanul din a acționa într-un mod necorespunzător în momentul legitimării. Este foarte bine și ne racordăm și noi la normele democratice adevărate și care se... Este o normalitate, evident. O normalitate, așa trebuie să se procedeze. De ce credeți că era nevoie de astfel de dispozitive? Pentru a evita diferite divergențe. Nu doar pentru polițiști sunt beneficii aceste noi echipamente în cazul în care persoanele cu care interacționează manifestă comportamente violente, ci sunt utile și pentru cetățenii, având în vedere că sunt situații când sunt reclamate abuzuri din partea autorităților.